Un spectacol artistic de ținută, o atmosferă decentă și animată de aplauze, aprecieri critice ale unor buni cunoscători de artă. Iată, în esență, caracteristicile cursului festiv ținut de către Liceul George Apostu în sala Ateneu. Pe scena Filarmonicii Mihail Jora și-au dat concursul numai elevi de clasa a 12-a. Astăzi este cursul festiv al claselor a 12-a, care ne părăsesc, însă sperăm că din toamnă ei vor fi studenți. Dacă nu la facultăți de artă, sperăm să fie studenți la toate celelalte facultăți la care se vor duce. Sperăm să fie niște copii buni și frumoși în continuare, să trăiască frumos și adevărat, pentru că aici, în Liceul de Artă, au primit o educație care îi va ajuta foarte mult în viață. Câteva exemple statistice vorbesc despre calitatea învățământului. Numai în semestrul 1 al anului de învățământ 2008-2009 și în prima parte a semestrului 2, elevii de la Liceul George Apostu au obținut 11 premii la Olimpiadele Naționale și 60 de premii la Olimpiadele Zonale. Unii dintre cei premiați sunt de o certă valoare artistică. De altfel, în cadrul cursului festiv, secțiile de muzică, arte plastice, coreografie, arhitectură au fost pe rând amintite pentru încercarea lor de a fi în prim planul vieții artistice școlare în cursul celor 4 ani. Au fost 4 ani plini de emoții și succese și o scară ascendentă care m-a ajutat să cresc și ca om și ca muzician. Mulțumesc doamnei diriginte Isaie Calida și tuturor profesorilor care ne-au ajutat să alegem un drum bun în viață. Să mai precizăm că toți absolvenții de la Liceul George Apostu de anul trecut au reușit examenele de admitere în facultăți.